și fum. Mintea moare în ceață, visul moare în scrum. Și în loc de viață, praf și fum. Praf și fum este numele campaniei inițiată de către Asociația Tomis Antidrog. La fel se numește și imnul acestui proiect ce se derulează la nivel național. Melodia s-a auzit live seara trecută și într-un club din Constanța, acolo unde actorul Radu Pietreanu a urcat pe scenă alături de colegul său din trupa Vacanța Muzicală, Cristian Pup. Cei doi au tras un semnal de alarmă, în special tinerilor, cu privire la riscurile și consecințele consumului de droguri, totul pe acorduri muzicale. Când am auzit că aici, în Constanța, prietenii mei fac așa ceva, am fost primul care am venit, haide, luați-mă și pe mine, îmi place chestia asta, pentru că oricum eu în felul meu militez împotriva drogurilor și nu atât împotriva drogurilor, cât pentru viață. Principalul target al nostru este să transmitem un mesaj înainte de începerea balului Răbăbocilor, unde acolo tinerii au pentru prima oară contact cu ceea ce înseamnă alcoolul, tutunul și chiar drogurile. Cei prezenți seara trecută în local au primit și câte un număr al unicului ziar pe teme de prevenire și combatere a substanțelor stupefiante din România, care se numește sugestiv Vicii.